Bună dimineața, am revenit pe acest canal. Am ajuns la porumbei. Am venit să le pun mâncare. Nu știu, apă. A înghețat, da, a înghețat și apa. O să le dezgheț. Da. Fraților, pe acest videoclip vreau să vorbim de o chestie. După cum vedeți și titlul, mi se fură clipurile. Da. Deci mi-a spus una mai de mult că băi dintre pe link cu respectiv că băiatul ăsta zbură clipurile. Efectiv, e un puști, să vă spun așa în mare, efectiv e un puști care îmi registrează videoclipurile cu Mobizen și le pune pe canalul lui. Veți avea câteva poze pe ecran să vedeți. Și desigur și un videoclip să vedeți voliera mea, porumbei mei. Deci, nu știu, pe mine subiectul ăsta, deci aseară când am văzut chestia asta, de care râs. M-am spart de râs, l-am văzut chestia asta. Bă, dar nu știu, e imposibil cu aia. Nu știu, e imposibil. Apoi nu știu, mi se pare o chestie josică. De ce mama dracu ai filmat clipurile altora? Și nu sunt numai eu, că sunt numai clipurile mele. Sunt de mai mulți youtuberi cu porumbeii. Da, deci nu știu, mi se pare o chestie josnică. O să vă pun și un videoclip să vedeți porumbeii mei. Liera. Pardon. Da. Astăzi o să bag și eu masculul pescărușei. Da. Păi o să bag și crețul ăsta să vedem cu mascul, să vedem ce dracu face. Cântă, dacă se bate cu el. Da. Cu acomodarea în volieră, dă-l în culo, că e acomodat de mult. Îl am de 3 luni de zile, ce drag. Da. Bă, pe ăsta. Să vedem cu ce-l fac. V-am spus, eu când îi scoate pe aia de la pereche, să trebuie ascuns. Trebuie băgat în altă parte. Și am două variante, ori la argintii, să stea cu ei acolo. Ori... ori dau un foiata, pasta, barem să învețe și ea. Cu pereche, nu știu. O să-l bag cu asta la pereche. Să vedem. N-am ce să-i dau altceva. Nu am ce. Alte femele nu e decât voi și rămoțată. Atât. În rest n-am ce să-i dau. Eu pentru mine l-am stinger, că nu mi-e mie de el. Dar faza e că, na, trebuie să-i dau drumul odată și odată. Dacă-l bag în altă parte. Și când îi dau drumul, vreau să facă, vede pescă și să-i dau după ea. Numai în cazul să o las pe aia să o. Și pe aia să-i dau drumul lui. Dacă are o, clar, nu mi-e face nici pe dracu. Dar na, acum iar nu v-am spus, nici nu vreau să o. Da. Le-o fi sete, dar asta e. O să le aduc mai târziu un pic. După ce termin clipul. Da. Și da, fraților. Subiectul ăsta chiar, nu știu, dar mă face să râd efectiv. Deci când am văzut clipurile mele pe acolo, bă, dar nu știu cu aia, de ce dracu n-ai filmat porumbei tăi, dacă ai, că ai și mele Lady Pigeon, deci dacă ai mele Lady Pigeon ar trebui să ai și porumbei. Sau cum mi-a spus azi pe live voi, s-a furat numele, e. Are cu Y, eu am cu I, așa că da. Da. Nu știu dacă are porumbei, de ce dracu nu și-ar filma porumbei și fură clipurile altora? Dracu are 3 abonați de când știu eu canalul ăla și nu mai crește. Na. Dar până la mea nu mai trebuie pe mine dacă crește sau nu. O să-i liberez și astăzi. Porumbeii vor fi eliberați. Na. Deja văd că dă soarele. Ba, a înghețat aseară, a fost frig. Deci dacă a înghețat e clar. Da, da, dezgheța apa. Ia-ți masculul. O să-i pun o clemă. Deci dacă mai am clemă aia în buzunar, că aveam o clemă. Nu mai am. Puneam o clemă. Dar nu mai văd eu cântând. Trebuie să iau o clemă la mine, să o am în buzunar. Că aveam o clemă calbenă prin buzunar. Trebuie să iau să o pun la mascul. Da. Celălalt mascul, uitați-l aici. Ăsta este. Femela. Unde e, băi, că am văzut-o și pe aia pe aceea. Uitează-o pe acolo, pe jos. Da. Deci ăștia îs.
Da, haideți să mergem și pe la Argentina rapid. După aia să vin, de fapt le iau de acum. Să vin să le deschid țapa. Da. Până dau drumul la porumbiță. De fapt, că oricum nu zboară. O să iau mascul și o să-l bag la porumbiță. La aia, la pescărușe. Bun, haideți să revenim de la Argentina. Ok. Uitați pe mela e pe cuib. Are două ouă, haideți să vi le arăt. Vă sper că sunteți perii să spargi ouăle. Ia uitați, are două ouă. Mai lasă să scoată. Uitați și masculul. Da. Acolo le-am pus eu un cuib, că poate ouă acolo, că înainte trăgea la cuib acolo, în colțul ăla. Știam că poate ouă în cuib. Dar n-are nimic, ai bine și aici. E bine și unde au luat acum. Da. Deci, e perfect. Car au ouă. O să lasă scoată, că m-ai spus, îi lasă scoată, gata. Îi lasă scoată pe ăștia. Decât argintii îi las. Restul sus în voliera nouă, nu. N-au ce căuta decât ăștia. Și știți cum e? Trăiesc pui bine, nu trăiesc tot la fel. Mă interesează măcar să știe că au scos pui pe aici. În caz că îi scap vreodată afară, ceea ce e imposibil. Că ați văzut, eu deschide cât trapa. Așa că, da, nu deschide toată ușa. Dacă deschide toată ușa, se găsește ora asta, ora ăla. Să iasă pe sus. Așa că, de-aia prefer să deschid trapa. Și v-am spus, o să o despart în jumate pe asta, într-o parte, o să o despart cu plasă, într-o parte argintii. Îi las în partea asta aici. Și într-o parte voi pune la pereche. De exemplu, creții nu pot să-i bagă în provoiația mea. Bărcile alea de cuci, iar nu pot, că sunt mari, nici n-au loc. Da, na. Vedem. Vedem pe unde. Dacă nu reușesc să termin să fac asta, da, trebuie să vedem cum facă. Mă interesează că e cărămidă. E din cărămidă. Știți? Și să vedem cum fac. Dar vedem, nu e problema. Cu plasă, oricum. După ce că e întuneric în ea. Bine, nu e întuneric încă să nu vezi. Zic așa, în general, că e decât asta, decât ușa ce face lumină. Dar oricum e lumină în ea ziua, nu pot să zic. Da, na. Da. Deci bun, fraților, atât cu clipul. Eu o să mă duc să dezghețe apa. Și eu o să le dezghețe și ăstora, că văd că e înghețată. O să le aduc și mâncare, nu mai au nimic. Uite, apă înghețată, n-au nimic mâncare. Foarte bine. Da, dar zic că deja mă doresc și spatele. Aici trebuie să stau focoșat. Că v-am spus că nu mai am loc în voliera asta. Că de-aia am schimbat-o. Dar n-am nimic am putut cu voliera asta, e foarte bună. Ce, eu doar îi puneam... îi puneam USB pe margini doar. Și după puteam să fac odinitori, puteam să fac tot felul. Dar n-am vrut să mai las pasă, că uite, nu mai am loc în ea. Și nu pot să țin porumbe mulți aici. Aici maxim 25 de porumbisiții. Da. Și aici v-am spus, aveam probleme și cu șoarecii. Bine, că nu mâncau pui sau ceva. Dar mai intrau șoarecii, am văzut. La mâncare și nu... Nu voiam. Așa că da. Bun. Deci, bă, ce să vă zic în ce? Altceva? Ce să vă mai zic? Nu prea în ce? Deci, da. Fraților, închinește noi clipul. Deci, nu uitați să apăsați acele butonaje de like, nu vă costă nimic. Și desigur, dacă sunteți pe canal, nu uitați să vă și abonați. Și da, până la următorul video, cu voi a fost Edi, eu m-am dus, ceau! Nimic nu e pe bune, bunătate slăbiciune. Am nevoie de un PR ca să pot să apar în lume. Îți iei haine de top, schimb mașinile non-stop. Dar îți vezi familia în poze de pe desktop. Ne judecăm după avere, însă oricât de scump ar fi, toate gențile țin chestii în ele. La toate telefoanele te auzi la fel. Și chiar și bicicleta te plimbă prin cartier.